Iată partea de moștenire a celor ce o cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeului Iacov. Amin. Preocupați locuri. M-am gândit așa pe fața Pământului, fiind oameni în lumea aceasta, acum că vedem că sfârșitul acestui pământ și toate lucrurile în care noi ne-am pus încrederea să nădejdea să ne căutăm, se pare că într-o zi se vor sfârși mai devreme sau mai târziu, că nu te mai poți încrede în nimic din ceea ce este pe pământ. Mă gândesc așa că ar trebui să avem momente în viața noastră să ne întrebăm dacă chiar vom ajunge în Rai, în Împărăția lui Dumnezeu. Așa, la modul general, toată lumea, până și oamenii care spun că nu există Dumnezeu sau care nu vor să audă de Dumnezeu, în cele din urmă, Maica ar vrea să ajungă și în Împărăția lui Dumnezeu, dacă se poate. Și noi spunem de foarte multe ori, suntem porniți spre Împărăția lui Dumnezeu, mergem pe calea asta, slujim pe Domnul, vrem să ajungem acasă. E, vreau să vă spun că înseamnă acesta 24, această întrebare nu și-a pus-o un om de rând, un om sărac care nu avea prea multe, ci era împărat, era David, și-a pus întrebarea aceasta. O zis, Doamne, cine, spune versetul 3, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Răspunsul care s-a dat, cred eu, din partea lui Dumnezeu, cel ce are mâinile nevinovate. În Noul Testament spunea bărbații să-și ridice mâinile curate în orice loc și să se roage înaintea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă curate doar așa, să fim spălați, ci mâinile curate în ceea ce facem. În general, bărbații să se ispitiți în problema asta. Au probleme mari pe linia asta, cu mâinile, cu ceea ce fac, cu lucrul pe care îl fac, să facă tot felul de lucruri și să fie necurate. Și Dumnezeu a zis, nu primește rugăciunea celui cu mâinile necurate și cu mânie și cu îndoiere. Și David a fost conștient aici și a zis, cel ce are mâinile nevinovate. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să a fi așa în viața noastră. Să ne curățim, așa cum zice unul de versetele Scripturii, și inima, dar și mâinile. Și Domnul să ne binecuvinteze. Spune aici, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Este redat în cartea lui Ieremia, de exemplu, un pasaj în Sfânta Scriptură, când spune că chiar în poporul lui Dumnezeu au ajuns până acolo, încât jurau pe Dumnezeu, spuneau, viu este Domnul, și mințeau. Spune acolo, când zic, viu este Domnul, mint, înșeală, fac tot felul de lucruri. Am întâlnit, de exemplu, cazul, să spune așa, chiar pocăiți ajunși în tribunal la un proces și acolo trebuia să unul din ei să jure că spune adevărul. Și te umple mirarea să-l vezi om botezat, spune că are și Duhul Sfânt, că are nu știu ce mai are, și jură și minte acolo și jură, spune că spune adevărul. Și Biblia spune, cine va ajunge în Rai, nu jură ca să înșele. Eu am auzit, eu personal am auzit cu urechile mele, soră, spunând, frate, ceea ce îți spun, îți spun în frică de Dumnezeu. Și în frică de Dumnezeu mințea despre ea lume. În frică de Dumnezeu. Deci iei numele Domnului și să spui că, spui crezând că poți să-L învârți și pe Dumnezeu până la urmă. La urma urmei, eu vreau să spun că oricum Dumnezeu știe ce-i cu viața noastră. Știe. Deci, să fim foarte atenți și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și aici zice, cel cu mâinile nevinovate și cu inima curată. Chiar în Noul Testament este scris în capitolul 5, în Matei, însă Domnul Iisus spunea, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne putem curăți mâinile, să ne putem curăți inima
și să fim oameni, așa cum spunea Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6, să fim încinși cu adevărul și în felul acesta să fim oameni care să trăim în adevăr, să spunem adevărul și să nu jurăm ca să înșelăm. Spune Biblia că în condițiile acestea, omul acesta va căpăta binecuvântarea, spune așa, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta Dumnezeului Iacob. Aș vrea în seara aceasta să vorbim câteva cuvinte despre această lucrare, binecuvântarea Domnului, care este clar că nu înseamnă ceea ce noi spunem așa, am numit binecuvântare. În general, între oameni, binecuvântare înseamnă dacă ești sănătos și nu ești bolnav, dacă ai bani mulți, mașină tare, casă mare, relații pe la București, pe la Viena, pe la Bruxelles. Deci aia da binecuvântare. Dar dacă ești așa un nebăgat în seamă, un om care n-ai prea multe, care nu știi prea multe, care așa, asta nu înseamnă binecuvântare. Ei, vreau să spun că suntem în pragul în care se prea poate să ne trezim într-o zi, că binecuvântările astea care noi ne-am pus în credere, într-o zi să plece de lângă noi, așa pe nesimțit. Spune Biblia, de exemplu, că pentru omul bogat, bogăția lui o să ți se pare că e într-o cetate întărită. Numai când dă faliment, cetatea s-a dus așa ca și cum ar fi fost din asta conflabilă și s-o spart și s-a dus. Într-o noapte te trezești că nu mai e cetatea. Știți că au fost oameni care a doua zi s-o trezit în stradă. Și oamenii zic, da, asta binecuvântare. Auzeam o fată spunând chiar după ce s-a căsătorit, s-a dus rudele pe la ea și a văzut că casa era mare, era mobilată, era așa și spunea la telefon la rude și cei care veneau să lăudau ce binecuvântare ne-a dat Dumnezeu. Numai că s-a căsătorit cam cu o fiară sălbatică și a ieșit binecuvântările pe nas și pe urechi. Că omul de lângă ea n-avea pocăință, n-avea. Și ea spunea că i-a dat binecuvântare doar că era casa mare și era mobilată. Ei, în seara aceasta, cuvântul Domnului ne spune că adevărata binecuvântare este o stare după voia lui Dumnezeu dată de Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu o dă celui ce are mâinile nevinovate, inima curată și nu jură ca să înșele. Adică binecuvântarea nu-i ceva care ne putem noi procura, face noi ceva, ci binecuvântarea este o stare dată de Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, spune Biblia. Dar vreau să ne uităm la un om în Biblie, să-l luăm așa din copilărie. Îmi place foarte mult viața acestui om și să vedem că în toate etapele vieții lui, el a avut o stare după voia lui Dumnezeu, chiar în momente foarte grele de încercare, în momente foarte complicate din viața lui, el a avut o stare după voia lui Dumnezeu, așa și-a dus viața până la capăt și așa a sfârșit viața. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, să spunem așa, dacă ne uităm la Domnul Iisus, în momentul în care El și-a dat viața în ochii oamenilor și mai ales în ochii dușmanilor, era cel mai blestemat om de pe fața pământului. Toți îl scuipau, toți vorbeau ce vroiau când treceau pe lângă crucea lui. Îi spuneau, te-ai făcut Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos să vedem. Și-au pus încrederea în Dumnezeu, să-L scape Dumnezeu. Ei, vreau să spun, în imaginea aceasta, oamenii răi, oamenii nelegiuiți, oamenii firești, vedeau așa, cel mai prăpădit om, cel mai blestemat, cel mai pedepsit de pe fața pământului. Vreau să spun că în ochii lui Dumnezeu, el era cel mai binecuvântat om care a trăit vreodată pe pământul acesta. Am întâlnit oameni care sunt veseli, să spunem așa, într-o mașină puternică, cu bani mulți, cu masa plină, cu, să spunem așa, dar n-am întâlnit prea bucuroși în temniță, în lanțuri, în spital, ale animale, să-l vezi că spune că e binecuvântat, n-am întâlnit. Iisus pe crucea din dealul Golgotei. N-o blestemat pe oameni. N-o zis focul să se aleagă de voi, ar fi putut să o fac. Și acolo bătut în cuie între cer și pământ.
avea o stare după voia lui Dumnezeu, tată de Dumnezeu, Aleluia. Pentru că Dumnezeu îl cunoștea, Aleluia. Era robul lui, Aleluia. Era alesul lui. Și-o putut de acolo din cuie să se roage pentru cei ce i-au bătut cuie, pentru cei ce l-au vrut să-l omoare, să se roage pentru ei și-o zis, tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Oamenii lui Dumnezeu au avut o stare după voia lui Dumnezeu când au fost în situații foarte grele. De exemplu, dacă ne gândim la Pavel în Filipi, să spunem așa, spune în urma unei vedenii de noapte, a plecat în Filipi și a zis, am văzut în vedenie un om din Macedonia, stătea în picioare și a zis, treci prin Macedonia și ajută-ne. Și în urma acestei vedenii, Pavel ajunge în Macedonia, în Filipi, prima cetate din Macedonia, intră acolo, face lucrarea lui Dumnezeu, vestește Evanghelia, o ghicitoare strigă după ei și nu strigă rău. Și spune Biblia că Pavel necăjit de mai multe zile, într-o zi s-o întors și-o scos afară Duhul acela de ghicire din ghicitoare, și s-a dus câștigul stăpânilor ei și în urma la lucrarea asta n-o zis cei din Filipi ce bine că a venit Pavel care scoate duhuri necurate și care a scos acest duh de ghicire și spune Biblia că i-a bătut bine și i-a aruncat în temniță. Și pe la miezul nopții Pavel și Sila bătuți cu vânătăi, cu sânge pe ei poate, băgați cu picioarele îmbutuși, spune Biblia, cântau, nu cântări de mormântare, cântau cântări de laudă. Și se rugau lui Dumnezeu la mesul nopții. Și asta însemna că banii în buzunar nu aveau șansă de viață pentru mine, nu se știa. Dar aveau o stare după voia lui Dumnezeu acolo în lanțuri. Și asta era binecuvântarea lui Dumnezeu dată de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Ar vrea să citesc despre din cartea Geneza, despre un adolescent, un tânăr, apoi un bărbat și în final un bătrân, își va sfârși viața, să ne uităm în viața acestui om, că în toate etapele vieții lui, el a avut o stare după voia lui Dumnezeu și așa și-o sfârși viața. Capitolul 37 din Geneza ne spune despre fiul lui Iacov. Iacov locuia în țara Canaan, unde locuia ca străin și tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, făștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilpei și Zilpei, nevestele tatălui său, și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască, nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, spune Biblia. Deci iată, Iosif era în perioada adolescenței, era în casa părinților și înțelegem că încă din adolescență, din copilărie, în tânărul acesta, în băiatul acesta, se vede o stare după voia lui Dumnezeu. Am întâlnit, de exemplu, familii, să spunem așa, unde există foarte mare unitate între copii. Dar nu la bine, adică nu se uniți la bine. De exemplu, dacă face unul o boacănă, ei au tratatul ăsta între ei, să înțeleg foarte bine, și zice așa, dacă spui că am făcut eu, când faci tu, o spun și eu pe-a ta. Și atunci intervine așa o unitate între ei, să unesc unul cu altul, să ajută unul pe altul la rău, mint, acoperă, nu spun nimic. Spunea cineva că s-o fura niște bani dintr-o casă și tata o adunat copiii și eu am închetat ca la poliție și eu mai și pedepsit și o zis, nu o scos nimic de la niciunul. Să spună cineva bani. Întreb eu pe copiii din adunare, dacă ai așa un frate care mai spune vorbele rele care le spui pe stradă, pe
de acolo pe unde nu-s părinți, să le spună la părinți. Ce zici despre el? Ai zice, e pocăit, e la locul lui. Copiii, în general, zic, dacă au un frate, așa zice, ăsta e părăcios. Deci ferește de ăsta, că ăsta te părăște. Imediat spune la tata, la mama. Întrebarea se pune, poziția lui Iosif, toată treaba asta era așa. Iosif iubea pe frații lui și asta o va dovedi cu Hristos în toată viața lui până la capăt. Numai că frații lui au înțeles exact altfel. Se spune Biblia că au început să-l urască. Au început să-l urască și nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Cu asta s-o ales, dar Iosif înțelege că avea o stare după voia lui Dumnezeu. Zice cuvântul mai departe că Iosif a visat niște visuri. Și așa, ca să se dovedească curăția de inima lui Iosif, el avea o inimă curată față de frații lui, întotdeauna au fost așa și așa au rămas până la final, s-a dus ca un copil inocent, ca un copil nevinovat și l-a spus la frații lui visurile care au visat. Și în urma acestor visuri, frații lui au început să-l urască. Unde v-a spus primul vis, frații lui au început să-l urască și mai tare, au început să-l, și zice, în final au început să-l pismuiască. Dacă cineva nu știe ce înseamnă pisma înseamnă o ură desăvârșită. Adică aici nu mai poți băga ură. Cine ajunge la pismă, îi destulă ură. Nu mai poți să bagi ură mai mult. Ăsta dacă te întâlnește, te și omoară. Deci își face plan, te și omoară. Știți că frații lui Iosif și-au făcut plan să-l ucidă pe Iosif după toată treaba asta? Deci ura lor a ajuns la culme și-au făcut un plan, spune aici Biblia, frații săi, versetul 11, au început să-l prismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sichem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi, pasc oile la Sichem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns Iosif. Și am încrederea aceasta că ceea ce a zis Iosif când a zis că e gata, nu a zis că e gata doar să se ducă până la Sichem. Că dacă ar fi fost gata doar să se ducă până la Sichem, când s-a dus la Sichem și nu i-au găsit pe frații lui, s-ar fi întors înapoi și ar fi zis, tata, eu am ascultat ce ai zis, am fost până acolo, nu i-am găsit, mi-a făcut datoria, deci nu am ce face. Și eu înțeleg că Iosif era gata pentru planul lui Dumnezeu care îi stătea înainte. Avea să fie o școală lungă, o școală a suferinței, a durerilor, a singurătății, a atâtor lucruri pe care avea să le treacă Iosif, dar el era gata pentru aceasta. Spune Biblia, de exemplu, în Timotei, că noi foarte mult stăm de o viață în adunare, să spunem așa, stăm de ani de zile în adunare și când e vorba să facem ceva, să împlinim ceva, ba nu putem, ba nu pricepem, ba am auzit pe cineva spunând, zice, noi nu avem darul acesta, de exemplu, să zicem așa, sunt oameni care au darul să predice, dar dacă l-ai pune să ajute pe cineva să jertfească undeva, îți spune că nu are darul acesta. Ei, vreau să spun în Scriptură și vreau să citesc în Epistola lui Pavel către Timotei. Spune cuvântul Domnului așa, în capitolul 3, a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15, spune așa despre Timotei. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic și a zice pentru orice lucrare bună. Adică, dacă stăm în prezența Cuvântului Dumnezeu, dacă ascultăm, dacă strângem, dacă împlinim,
Scriptura asta are menirea nu să ne facă așa niște oameni cu capul mare care știm multe. Știm multe, spune, dar nu știm împlini, nu știm face, că ne-i cazul să le împlinim, nu așa le încurcăm. Ci Scriptura asta are menirea de la Dumnezeu să ne dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie aici, zice, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Adică Biblia asta face din tine om pe toate liniile, dacă ascultă. Și dacă n-ascultăm, ajungem așa un fel de farisei care știm multe din Biblie, dar când e vorba de împlinire, nu ne pricepem la nimic. Biblia are menirea să facă din noi oameni cu adevărat. O să-ți destoinic pentru orice lucrare bună. De exemplu, dacă mă gândesc la David, David era cioban la oi. Și ai zice, na, ce mai meserie și asta, că cioban la oi, cum era și atunci și acum, disprețuită, să spunem așa. Dar David, pentru că era omul lui Dumnezeu, pentru că în el era cuvântul lui Dumnezeu, era destoinic pentru lucrarea asta. Dacă ai pune unul din noi, să spunem așa, la să păzească oile, unii așa avem o capacitate de până la toamnă jumătate din ele lipsesc. Și nici să nu-l întrebi, frate, de ce nu le are, că asta nu-i pocăință. Deci sunt oameni care nu-s destui nici unde îl pui la locul de muncă. Am întâlnit oameni la locul de muncă, dau treaba peste cap că proprietarul nu e acasă. Să dă-i că ăsta are bani, am auzit eu pocăință, așa spun. Fără să ținem cont că în Biblie zice că noi trebuie să lucrăm ca înaintea Domnului. Nu-i proprietarul, dar-i Domnul. Și ar trebui să existe o curăție de inimă și ar trebui să-ți faci treaba corect și ar trebui să o faci cinstit și ar trebui să faci de calitate, nu? Prin asta să faci cinste lui Dumnezeu. Să zică oamenii, bă, dacă chem pocăiești la treabă, nu te doare capul, nu te înșeală, nu te mint, nu te dau peste cap. Nu se duce de încuiala după două săptămâni după ce au plecat de la tine, cade de pe casă, sare tabla, nu știu ce, că ei s-au luat banii și au plecat. Omul lui Dumnezeu care ascultă de Scriptură e destoinic pentru orice lucrare bună. Am ajuns la convingerea că așa cum ești în lucrurile astea, chiar materiale, chiar acasă, chiar cât de gospodar ești acasă, cât de îngrijit ești acasă, cam așa ești în pocăință. Am ajuns la convingerea asta. Cine minte pe la muncă, minte și pe la adunare. Cine... Așa stau lucrurile. Îi știut asta. Oamenii deja știu, bă, nu-l chema pe la ei, pocăi, dar minte. E mare mirarea când vii la adunare, unul din ăsta care minte și predică la adunare. Și oamenii așa au curaj să-l asculte când îl văd, de numai. Omului Dumnezeu care ascultă de Biblie de soi pentru orice lucrare bună. David stătea la oi și era de soi. Venea ursul, venea leu. Nu scria acasă, nu suna la unul în doi, ci rezolva problema la locul de muncă, acolo cum era, nu lipsea oile, le lua din gură, rupea falca, se descurca cu Dumnezeul lui și cu pocăința pe care o avea, se descurca la oi. David a fost destoinic să-l trimită taică-su în momentul când frații lui au plecat cu Saul în Valea Terebinților la luptă, a fost destoinic să se ducă, să ducă cașul de brânză de acasă până la locul bătăliei și să le dea la ăla care era peste mia lor, trebuia să le dea cașurile de brânză. Am auzit personal, o trimis pe unul dintr-un loc cu niște marfă și până a ajuns în partea aia la altă, jumătate din ea lipsea. Era vândută pe drum, a vândut-o pe drum. David era destoinic pentru asta. Că ai să când o trimis, nu o zis, David, ai grijă, nu vinzi pe drum, ai grijă, nu le sparzi, nu le pierzi pe marginea drumului. Ai grijă, poate ajungi cu ele până acolo. Taică-su nu durea capul. David era destoinic și pentru asta. El ar vrea să spun că nu a ajuns în Valea Terebinților. Acolo Dumnezeu îi pregătise altceva. O bătălie puternică trebuia să se dea în Valea Terebinților. Și David nu a zis,
Nu-s pregătit, nu am știut să mă pregătesc pentru asta, nu. David, când a ajuns acolo și când a văzut ce se întâmplă la locul bătăliei, când a văzut cum bajocorește un netăiat împrejur pe Dumnezeul lui, cum bajocorește un netăiat împrejur pe poporul Domnului, și nu de o zi, nu de două, spune Biblia, 40 de zile, omul acesta o bajocorit pe Dumnezeu și poporul Domnului. Și pentru că poporul era compromis, împăratul era compromis, nu putea nimeni să se bată cu filisteanul acesta. Și David a lăsat cașurile la peste mia lor și s-a dus la locul bătăliei, a întrebat de ce vorbește așa. Bineînțeles că frații lui l-au avut grijă să-l lovească, cât de tare. Dar el a rămas statornic, a rămas în picioare, o rămas destoinic pentru orice lucrare bună și s-o băgat să se bată cu Goliat. Mă gândesc eu să uitau frațul lui când pleca așa ciobănașul acela cu traista, care în ochii oamenilor nu făcea două parale. Și când l-a văzut frațul lui cât îl urau și pe David, o zis, praful și pulberea o să se aleagă de el, o să-i rupă oasele, o să... Nici n-are ăsta de două ori de mișcat să-l face una pe pământ. Dar Dumnezeul lui era că ceea ce s-a bazat David în Valea Terebinților nu s-a bazat nici pe tehnică militară, nici pe forță fizică, era pe jumate cât era la Bernalt. Experiență nu avea, ci pe numele Dumnezeului pe care ăsta l-a zăcorit și pe care David îl avea. Și-a zis, Dumnezeu te va da în mâinile mele și va ști toată lumea că Dumnezeu nu mântuiește cu sabie sau cu scut, ci cu dreapta lui. Slăviți să fie numele lui. Omului Dumnezeu ar trebui să fie, în urma ascultării Scripturii, în urma întâlnirii, să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Așa ar trebui să fie un pocăit. Dacă îl pui să trășească, să știi că nu-ți lasă buriernile. Dacă îl pui la tencuit, să știi că te încuiaști cum trebuie. Dacă îl pui la predicat, să știi că predică cu responsabilitate. Dacă îl trimit să vizitezi o văduvă, să știi că își face treaba cum trebuie, cu frică de Dumnezeu. Dacă trebuie cineva ajutat, să știi că va face și destoinic pentru orice lucrare bună. Eu nu pot numai predica. Pot să vizitez bolnavi, pot să vizitez bădurile, pot să mă rog pentru bolnavi, pot să mă duc să ajut pe cineva. Deci nu numai mă țin de predicat, nu-s de meserie predicat. Ar vrea să fiu acolo unde Dumnezeu vrea întotdeauna. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Mă scuzați, am ceva că parcă mă strânge de gât. Ne întoarcem la Iosif. Deci Iosif avea o stare după voia lui Dumnezeu. Vorbesc în seara asta pentru toți copiii din adunare. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o stare după voia lui Dumnezeu, ca să vă lucrurile merg mai departe, se duce Iosif, îi caută pe frații lui la Sihem și spune că nu i-o găsit. Un om îl întâlnește și îl întreabă ce caută. Caut pe frații mei, a răspuns Iosif, spune-mi, te rog, unde paschei oile. Și omul acela a zis, a plecat de aici, că i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-au găsit la Dotan. Și acum Iosif era o stare după voia lui Dumnezeu, s-a dus cu dragoste să-i caute, cu inimă curată. Și ăștia ce aveau în inimă? Aveau pismă și s-a hotărât până să ajungă Iosif să le aducă de mâncare acolo, să-l omoare. Să-l omoare. Asta spuneam că când ajungi la pismă, cine ajunge la situația asta, următorul pas te și omoară dacă e cazul meu. Spune Biblia în Noul Testament că până și Pilat, până și dregătorii de atunci au cunoscut că marii preoți și cărturarii din pismă dăduse în mâinile lor pe Iisus.
Adică dintr-o ură desăvârșită, nejustificată, o nebunie curată, și spunea, nu, trebuie să moară, nu. Ăsta spunea, nu-i vinovat omul ăsta, nu găsesc nicio vină, nu, trebuie să moară, după legea noastră trebuie să moară. Și dregătorii au priceput că din pismă îl dăduse în mâinile lor. Și așa au făcut și frații lui Iosif, i-au hotărât să o moare, numai că nu a fost cum au hotărât ei, cineva de sus vegea asupra tuturor lucrurilor. I-au spus aici, iată vine făuritorul de visuri, haide să-l omorâm și vedem ce se va întâmpla cu visurile lui. Visurile nu erau ale lui, visurile venise de la Dumnezeu. Și exista un Dumnezeu care vegea asupra lor să se împlinească cu punct și virgulă. Dumnezeu a deviat lucrurile. În cele din urmă l-au aruncat într-o groapă, Ruben a vrut să-l scape, ăștia alți s-au înțeles și l-au vândut la o ceată din ismailiți. Și ar vrea să ne uităm în viața lui Iosif și să vedem la noi dacă sunt așa lucrurile. Spuneam, noi dacă urcăm în sus pe piramida acestei lumi, spunem asta e binecuvântare. Uitați-vă la Iosif, că din punct de vedere omenesc lumesc, începe să coboare și greu. Din tânăr liber, din copil liber în familia lui, ajunge rob vândut de frații lui. Deci viața lui parcă mergea tot în jos. Ajunge rob vândut de frații lui. Statutul de rob era asta pe viață, nu mai era nicio șansă, să spunem așa, doar în cazuri foarte speciale când scăpai de robie.